La 130 de ani de la trecerea în neființă a lui Mihail Cogălnicianu, monumentul funerar din cimitirul Eternitate a fost restaurat și resfințit. Restaurările nu se opresc aici, iar în sprijinul Ateneului Național au venit mai mulți sponsori. Un alt monument funerar de pe lista reabilitărilor este al marelui Cogălnicianu. Mormântul, care s-a aflat într-o vizibilă stare de degradare și care este vizitat de sute de turiști, a fost readus la starea inițială. Ceremonia de resfințire a fost organizată astăzi în prezența a zeci de persoane. Din ce în ce mai tulburată și într-o societate în care din ce în ce mai greu ne găsim modele, Mihail Cogălnicianu reprezintă în continuare un părinte fondator al României moderne, reprezintă în continuare un model de om de stat, de aceea ziua de 1 iulie pe calendarul nou, când se împlinesc 130 de ani de la trecerea cele veșnice a marelui om de stat, nu putea să treacă neobservată. Mihai Chirica la parte la evenimentul de comemorare, alături de alte persoane care prețuiesc imaginea lui Cogălnicianu chiar și astăzi. Am reușit și vreau să vă transmit și mulțumirile mele împreună cu mediul de afaceri eșan, foarte important, cu toată comunitatea eșană, nu doar instituții publice, să ne ocupăm de restaurarea acestui monument. Lista restaurării monumentelor funerare din cimitirul Eternitatea nu se oprește aici. Alte morminte urmează să primească lucrări de refacere a structurii inițiale.